Emisiunea vă este oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Spuneam că aici la Indagra am încercat să căutăm cât mai multe firme românești, firme care produc în România. Să știți că am văzut mulți antreprenori mici și printre ei, trecând pe aici, m-am uitat. Componente agricole industriale, bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Cu cine sunt de vorbă? Mă numesc Dumitru Vasile, sunt administratorul societății. Noi producem site pentru toate tipurile de selector, site circulare, site plane, echipate cu tot, cu rame, cu bile. Sitele acestea sunt pentru selectarea cerealelor. Cereale se vor selecta, se vor trimite la moară și la moară se vor... Sitele se fac din niște materiale mai speciale? Sunt niște materiale speciale care produs românesc. De asta este cel mai important. Trebuie să fie de calitate ca să reziste, nu? Păi, cu siguranță sunt de calitate și noi avem o experiență în spate care ne ocupă. De câți ani? Aproape 10 ani de zile. Mulți înainte și noi AgroTV avem tot 10 ani de zile, așa mulțumesc. Că la mulți ani și mulțumesc să mergem asta, cât mai mulți ani înainte. Acum, o moară modernă are multe elemente, nu? O moară modernă este compusă din valsuri, echipamente cu tot ce conține un valz. Plus de asta avem și piese de schimb pentru mori, rame care conțin site plană, cu pucuri, cu site de mătase, rame făcute la noi aici în România. Aveți angajați, nu? Care lucrează. O parte le producem noi, da. O parte le comercializăm de afară. E foarte bine. Dar în mare parte, sitele și tubulatura pentru echipamente, pentru mori și pentru silozuri, le facem în România. Aveți un catalog foarte frumos, da. Am văzut, sitele sunt foarte interesante și am văzut acum cum trece prin interior, deci pe diferite dimensiuni, ca să nu treacă oricare. Cupe de metal pentru elevator, spuneați de ele, nu? Da, avem și cupe de metal, avem și cupe de plastic pentru elevator. Depinde ce vrea clientul. Exact. De ce de plastic și de ce și de metal? Pentru că alții folosesc de metal, că așa au sistemul. Acceptă sistemul, cum să spun. Da, și alții de plastic sunt mai ușoare la ridicat. Toate lucrurile astea pe care le aveți aici le pot găsi într-un magazin virtual, să înțeleg? Avem și un magazin virtual pe Facebook. Pe pagina noastră de Facebook este trecută pe agroindustrial.ro. Avem și un site. Agroindustrial.ro chiar aici, nu? Da. Le pot găsi. Intră acolo și aleg produsele, ne contactează comandă, și le trimitem în 24-48 de ore. Asta era important, dacă iau nevoie, nu poate să stea moara să nu facă făină. Normal, că dacă stă pe loc, nu mai poate să funcționeze. Și a doua zi avem în magazine pâine. Corect. Aveți un inginer care se avem ocupă? Avem un inginer care se ocupă. În momentul când clientul ne cere ceva, noi îi răspundem punctual. Care este criteriul? Calitate? Calitate și prețul. Noi suntem producători la unele produse. Celelalte care sunt, le comercializăm de afară, au un adaos comercial. V-ați gândit la un moment dat să mergeți și către un întreg ansamblu, să zicem, de moară, să-l aduceți? Dacă aveți, cu siguranță. Cu dacă siguranță. Cineva vă cere? Cu siguranță, dacă ne cere pe bază de proiect, putem să aducem și să asamblăm. Avem echipă de asamblat, care colaborăm cu firmele respective și se poate face în 3 luni, 6 luni, depinde de cât e silozul de mare sau moara, depinde. Poate veniți la Agraria și Agriplanta și ne găsim acolo. Și la Agraria și la Agriplanta. Mulțumesc și succes, Doamne ajută! Vă mulțumesc, o zi bună! O gamă de utilaje reprezentativă pentru portofoliul nostru. Am încercat să avem tractoare și echipamente care să reprezinte interes pentru fermieri și să se potrivească cumva cu specificul acestui târg. În acest sens avem tractoare de la 100 până la 300 de cai în stand, în diferite echipări. Avem două echipamente de la JCB, un încărcător acționat electric și un tractor din seria Fast Track. Și de asemenea fermierii pot să găsească la noi în stand semănători pentru păioase, pentru plante prășitoare, tocători și echipamente pentru întreținerea culturilor. Avem un distribuitor de îngrășăminte de la Blocbale și în stand găsim și o mașină de fertilizat de la firma Hardy. Cum pot avea acces fermierii la ele? Tractoarele se pot achiziționa atât prin forme de finanțare tip leasing sau credit și în acest sens avem o dobândă foarte bună, probabil printre cele mai bune din piață, o dobândă fixă de 2,99 pe o perioadă de până la 5 ani. În funcție de valoarea avansului, putem avea rată începând cu 2024.
Știm că NHR este prezent la Intagram fiecare an. O față de anul trecut, ați venit cu ceva nou? Pentru Indagra, da. Pentru România, nu. Este prima dată la Indagra prezent modelul 6135C, un tractor relativ nou, care dispune de o transmisie de tip full power shift, prima disponibilă în această gamă de putere. Practic, modelul de lângă noi poate să schimbe automat toate treptele de viteză și este echipat și cu sistem automat de ghidare. În consecință, merge singur cu o precizie de până la 2 cm. Dacă e să luăm toată această criză, fermierii mai sunt interesați să mai cumpere utilaje sau sunt puțin deja reticenți? Nu sunt reticenți, întâmpină dificultăți pentru că producțiile nu au fost cele mai bune, prețurile nu au fost cele mai bune, însă în agricultură întotdeauna e nevoie de tehnică și dacă nu faci investiții vei avea și mai mult de suferit. Așa că dumnealor au experiență și de la an la an găsesc soluții sau găsesc motivația necesară să facă investiții, pentru că până la urmă baza oricărei dezvoltări înseamnă investiție. S-au mărit prețurile față de anul trecut? Da, toată piața a crescut și nu neapărat în piața de utilaje agricole. Avem exemple de peste tot în care prețurile au crescut. Găsim produse la raft mult mai scumpe, găsim îngrășăminte mult mai scumpe, în consecință avem și creșteri de preț pe tractoare, dar este cumva o consecință a creșterii economiei și a revenirii de după pandemie. La Indagra anul ăsta am venit cu o parte din utilaje care sunt în oferta noastră. Cele pe care noi mizăm în următoarea perioadă sunt pe partea de zootehnie, utilaje care se folosesc la furajarea animalelor, la pregătirea rețetelor, în varianta de tractate și autopropulsate, care ne-au dat satisfacții foarte mari în ultima perioadă. Am venit cu sprayerile autopropulsate de la Grim și Grim, un producător italian, și cu parte de însămânțare cu utilajele de la Grey Plains pe însămânțare directă și sau no-till. Brandul Grim și sprayerile autopropulsate care se văd în spatele meu e un utilaj care ne-a dat multe satisfacții, s-au vândut foarte bine în ultimii ani. Tratamentele sunt din ce în ce mai multe, fereastra pentru a le face de timp e din ce în ce mai mică, inputurile sunt din ce în ce mai scumpe și atunci a avea un utilaj performant care nu-ți permite suprapunerile, care îți permite să faci suprafețe considerabile, 300-350 de hectare pe zi, în mod perfect, atunci pentru asta s-au vândut foarte multe. E un utilaj care e complet digitalizat, e un rău necesar, din păcate, un sprayer autopropulsat pentru fermieri medii și nu doar mari, chiar și medii. Și în ultimul rând, atunci când vorbim de schimbări climatice, vorbim de economisirea apei în sol și vorbim de o tehnologie aparte. Ați găsit soluția? Da, soluția am găsit-o acum câțiva ani cu Grey Plains. Noi de-a lungul timpului am promovat și tehnologiile alternative de acum 10 ani, când încă nu erau foarte bine recepționate de către fermieri, pe tehnologie strip-till și no-till. Acum noi cu Grey Plains avem un avantaj. Putem însămânța culturile de paioasă sau de prășitoare directe sau un sistem semiconvențional sau de minimum tillage. Dar în ultimul timp, însămânțarea directă merge din ce în ce mai bine. Semănătorile Great Plains, având acel sistem de prelucrare pe Turbo Blade, practic ne ajută să facem însămânțarea fără a pregăti solul în prealabil înainte, în primăvară. Asta ne dă o oportunitate destul de bună în ceea ce privește însămânțarea. Viteza de însămânțare pentru noi e un lucru care, să zicem, nu-i dăm o așa mare importanță, pentru că vorbim de precizie și pe noi ne interesează cel mult precizia. Un 90 km la oră în condițiile de însămânțare directă cred că e destul de bun. Un alt aspect foarte important este dozarea fertilizantului lichid, a starterului, la sămânță, în momentul însămânțării. Iar cu noul sistem implementat din anul acesta și în Europa de Est, practic, noi putem să dozăm fertilizantul lichid pentru fiecare sămânță parte. Se cheamă acușat, o să-l vedem la Hanovra în descriere mai amplă.
În ultimii 2 ani de zile, industria de irigație sau domeniul irigațiilor a cam explodat un pic și trendul acesta se va menține în următorii ani. Și asta, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, din cauza modificărilor climatice și o altă modificare pe care noi am observat-o și spun asta de la o companie care vinde sisteme de irigații și cu pivot și cu aspersie și cu irigare prin picurare. Însă în ultimii 2 ani de zile am observat o migrare foarte puternică către irigarea prin picurare, pentru că toată lumea, adică mult mai multe persoane vor să irige și nu toată lumea are la îndemână un canal de irigații și atunci lumea începe să devină mult mai prudentă cu resursele de apă. Resursele de apă nu sunt atât de ușor și România nu e chiar atât de bogată în resurse de apă cum credeam noi sau cum ne place nouă să credem și atunci există o migrație foarte puternică către irigarea prin picurare. O altă tehnologie nouă pe care încercăm să o implementăm este aceea, se numește low flow, am denumit-o noi. Netafim este deja celebru pentru că a inventat irigarea prin picurare, însă acum a venit cu o altă inovație și anume a redus debitul orar foarte mult. Prin reducerea debitului orar foarte mult, o aplici practic aceeași cantitate de apă, dar într-o perioadă mai îndelungată, ceea ce are multe beneficii, atât agronomice, pentru că solul poate mult mai ușor, mult mai bine să absoarbă apa și nu se face risipă, iar din punct de vedere hidraulic și al sistemului, sistemul poate fi proiectat cu mult mai puține zone de irigat, ceea ce face gestionarea mult mai simplă. Da? Dacă, să zicem, avem un sistem care avem împărțit în 8 zone de irigat, și nu avem automatizare, noi va trebui manual să ne ducem la fiecare zonă în parte, să o luăm pe rând pe fiecare și să dăm, oprim una, dăm drumul la cealaltă și tot așa de 8 ori. În schimb, în momentul când folosim conceptul low flow, reducem chiar și până la 2 zone, ceea ce înseamnă că te duci dimineața și seara să dai drumul la apă. Cred că ar trebui să devenim un pic mai inventivi când vine vorba de sursele de apă. Marea majoritate a fermierilor, când se gândesc la o sursă de apă, se gândesc instant doar la canal, nu se gândesc că poate ar mai fi și un râu, ar mai fi și un foraj sau poate ar mai fi și apa care este de la municipalități, care poate fi reciclată, poate fi curățată și folosită în agricultură. Adică am putea să ne lărgim un pic orizontul legat de sursa de apă. Noi prezentăm în continuare soluții personalizate pentru fermieri. Ce putem să vedem? Am văzut un trend pe creștere pe partea de irigare în ceea ce privește cultura mare, în special porumbul, în ultimii 2 ani. De asemenea, am văzut un interes tot mai mare pentru tehnologizare, care tehnologizare înseamnă o mai bună măsurare a eficienței resurselor. Asta înseamnă apă, energie și așa mai departe, același trend care vine din toate părțile. El vine și din necesitate, pentru că avem o perioadă de câțiva ani din ce în ce mai secetoși, care se repetă și provocările sunt mari, atât pentru noi cât și pentru fermieri. Să fim eficienți, să le dăm ceea ce le trebuie, să folosească cât mai bine apa, asta înseamnă de asemenea economie și la forța de muncă, care și a devenit o problemă în agricultură. Asta înseamnă un pic mai multă tehnologie, un pic mai multă automatizare, un pic de ajutor în sensul în care să știi cât să uzi, când să uzi, când să te oprești, cum să nu pierzi input, fertilizant și apă. Deci cam astea sunt, să spun așa, trendurile pe care le vedem noi. Eu zic că fermierii români sunt deja foarte conectați la ceea ce se întâmplă în alte țări. Marea majoritate știu ce au nevoie și unde ar vrea să se ducă. E o chestiune de acces la fonduri, da? Este o chestiune de acces la o infrastructură solidă în ceea ce privește partea de irigații. Se fac pași. Eu sper să fie pași mai mari. Sper ca și fondurile și măsurile pe partea de irigații să fie în continuare încurajate pentru toată lumea și cred că asta este ceea ce așteaptă fermierii, să poată să ajungă la nivelul tehnologii pe care și-l doresc. Metzer este de un an deja în România. De mai puțin de un an am început să producem în România linii de picurare
pentru agricultură, pentru irigare. Și suntem un jucător nou, cu o echipă experimentată însă, cu o echipă care vrea să împărtășească fermierului din România experiența și expertiza colegilor noștri din Israel și din Ucraina, de peste tot în lume. Venim în România cu mai mult suport pentru fermieri, cu înțelegerea nevoilor lor și îi invităm să ne calce pragul și să ne întrebe, să ne solicite suportul în ce privește managementul apei, nu doar în ce privește sistemul sau produsul ca și costuri. Putem să facem o echipă împreună cu fermierii și să le oferim șansa de a învăța împreună cum să folosim eficient resursele, cum să folosim eficient apa, fertilizantul, energia. Un sfat pe care l-am împărtășit întotdeauna: să irige puțin și des, în detrimentul lui rar și mult. Ăsta e un principiu pe care companiile israeliene le-au insuflat în toată lumea, în toate proiectele. Este principiul irigării eficiente, pe care și fermierii noștri ne-am dorit să le urmeze. Deși au fost niște ani dificili, cu secetă, directorul general Meță România îi sfătuiește pe fermierii români să nu renunțe la agricultură. Cei care au gustat din agricultură cred că vor merge mai departe. Vor fi puțini care vor renunța. Am auzit deja cazuri în care oamenii se gândesc să renunțe. Nu poți să te gândești după un an, doi, să renunți. Ciclul ar trebui să fie undeva la 10 ani. Dacă ne uităm în urmă 10 ani sau în urmă 5, vom vedea și jumătatea plină a paharului. Nu toți anii au fost, sigur, în ultimii 4 ani, 3 au fost secetoși, dar nu pentru toată lumea. Anul ăsta a fost un an bun pentru legumicultori. Așteptăm, sau cel puțin astea sunt semnalele, așteptăm semne bune și pentru agricultura mare, așteptăm măsurile care se vor deschide pentru irigații. Eu zic că a renunța acum e un pic prea devreme. Noi ajutăm fermierii direct. Nu lucrăm cu, prin leasing sau prin creditare, noi venim direct în sprijinul fermierului și ajutăm în funcție de necesitățile lor. La plăți, la îmbunătățirea calității produselor pe care vor să le folosească în fermele lor proprii. Echipa Iritec sfătuiește fermierii să irige sub orice formă pentru a face față secetei. Problema este amplă, depinde și de zona din România, însă s-a demonstrat în anul acesta că fără irigație este imposibil să faci producție. Nu putem aștepta ploile, din ce în ce mai puțin, acum este secetă, fără irigare nu poți să... fără o investiție în sisteme de irigare nu poți să faci, dai randament. Noi suntem aici pentru a-i veni în sprijinul fermierilor, să-i ajutăm cu ce putem. Nucleus oferă sfaturi prețioase tuturor fermierilor aflați la început de drum în această industrie. Ar trebui să fie foarte atenți la amplasarea unei ferme și la crearea condițiilor de biosecuritate maxime. Cum spuneam, sănătatea porcilor este foarte importantă. Ar trebui să se, cum să spun, să învețe un pic conducerea fermei, să învețe să lucreze cu animalele, să aibă oameni pregătiți, că asta este povestea pe care o aud cel mai des când vizitez fermieri în România. Resursa umană este totalmente deficitară, toată lumea se plânge. Nucleus este deschis pentru o colaborare în România cu
un fermier sau mai mulți fermieri care își doresc să devină parteneri printr-o fermă de multiplicare. Și suntem gata să evaluăm orice propunere și orice oportunitate ca să încercăm să stabilim o producție locală de animale de reproducție de cea mai bună valoare pentru fermieri. Pentru cultivatorii de legume, atât în spațiu protejat cât și în câmp deschis, un punct de plecare sunt semințele profesionale, alegerea semințelor profesionale, iar pentru asta Marcoser vine în fiecare an cu noutăți. Anul acesta avem o gamă nouă de semințe profesionale de la o companie italiană, Isi Sementi, o companie care vine prin intermediul Marcoser în sprijinul fermierilor din România cu semințe de tomate cu creștere nedeterminată, cu semințe cu tomate cu creștere determinată. Sunt semințe speciale, le spunem noi, pentru că au forme și culori diferite. De asemenea, avem în portofoliu tot de la Isi Sementi semințe de salată, salată normală, salată tip creață, avem semințe de rucola, timpurii și extratimpurii, avem semințe de ceapă de zi scurtă și de zi lungă, o serie întreagă de alte noutăți care vor fi testate în anii următori și pe care le vom pune la dispoziție fermierilor din țara noastră. Spuneți că vor fi testate, deci aceste semințe până la urmă o să aducă plus valoare în ferma românului. Sigur că da, tot ceea ce punem la dispoziție fermierilor sunt în prealabil testate, 1, 2, 3 ani, și după aceea sunt puse la vânzare către publicul larg. Și nu în ultimul rând, toate aceste plante sunt aclimatizate? Sigur că da, de asta sunt și făcute testările, ca să vedem dacă sunt aclimatizate, dacă dau un randament bun și dacă ne mulțumește, nu în ultimul rând, din punct de vedere al calității și al productivității. Trebuie să aibă culoare, să aibă gust foarte bun, pentru ca fermierul să fie mulțumit și, nu în ultimul rând, consumatorul final. Emisiunea v-a fost oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.